Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Capitolul 20, începând cu versetul 17. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. De răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Aseară am avut un frate misionar din Statele Unite care a vorbit despre chemarea în slujire a profetului Ieremia. Și când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia, Ieremia obiectează cu toată sinceritatea și spune: Doamne, eu sunt numai un copil. Era cel mai probabil un adolescent care trecuse de 12 ani, vârsta de 12 ani era momentul în care băieții intrau în rândul bărbaților care puteau să slujească și deveneau acei fii ai legii. Deci era probabil până în 20 de ani. Și spune: Doamne, mă apucă tremurul când mă gândesc la ce mă chem Tu. Domnul spune: n-ai motive să faci lucrul ăsta. Eu te chem și eu să fiu cu tine. Statisticile, fraților, arată peste tot în lume că oamenii care se convertesc, care se întorc la Dumnezeu, iau decizia aceasta. Cei mai mulți dintre ei care se convertesc, se creștinează, iau decizia înainte de vârsta de 21 de ani. Cei mai mulți care se întorc la Domnul, statistic vorbind, în lumea creștină, fac lucrul acesta înainte de vârsta de 21 de ani. Asta ne spune că generația lor este receptivă la mesajul Evangheliei, la ceea ce poate să facă Hristos cu o viață care se pregătește pentru viitor. Și la momentul acela când iei marile decizii și îți plănuiești viața și viitorul, e important ca Hristos să vină în inima ta și să te călăuzească. Să vii să fie Domnul că face lucrul acesta. Și am văzut în contextul slujirii bisericii noastre la cele două botezuri pe care am avut în mod neașteptat din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie pentru aceasta. Și acum, după această introducere puțin mai lungă, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să răspundem cumva la o întrebare. Cum pregătim generația viitoare de credincioși ca să facă față lumii acesteia și ca să poată să facă față lucrării în care Dumnezeu cheamă această generație să se implice? Cum pregătim următoarea generație de credincioși ca să facă față lumii în care trăiește și lucrării lui Dumnezeu la care sunt ei chemați ca și credincioși ai Domnului Iisus Hristos? Și întâmplător am ales aceste pasaje din Scriptură despre acești tineri ucenici, le spun tineri și vă spun de ce. Pentru că atunci când privim Evanghelie, de foarte multe ori suntem tributari filmelor pe care le-am văzut la televizor sau pe internet. Cu toți am văzut faimosul film de nu știu câte ori lui Franco Zeffirelli din 1977 pe TVR. L-ați văzut? Că s-a văzut? Până sus. Filmul Iisus din Nazaret, da. Toți l-am văzut. Și acolo ucenicii sunt oameni maturi, la 40, Petru chiar la 50 de ani. Și cumva imaginea asta, stați-mi voie să spun că e diferită de imaginea Scripturii. Cei mai mulți dintre ucenici, cel mai probabil, aveau până în 20 de ani. Petru era mai matur între ei și era liderul grupului pentru că știm că avea o soacră. Dar ceilalți erau destul de tineri. Mai ales că în perioada respectivă, speranța de viață pentru un bărbat era de 50, maxim 55 de ani. De ce? Viața grea, muncă multă, nu avea sistem medical, nu avea sistem de pensii, nu avea nimic. Se murea de vreme în vremea respectivă. Deci trebuie să-i fost destul de tineri. Mântuitorul când începe lucrarea la 30 de ani era trecut de jumătatea vieții și era văzut ca un om, a spune, noi mai în vârstă. Iisus nu era tânăr la 30 de ani. Ei sunt chemați de tineri. Ei își permiteau să poată să plece de acasă să-L urmeze pe Iisus. Nu întâmplător în pasajele noastre sunt menționați părinții a doi ucenici, fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan. În capitolul 4 din Matei ne este prezentat tatăl lor și în capitolul 20 ne este prezentată mama lor și au întrebat de foarte multe ori de ce acești doi ucenici, Iacov și Ioan, vin să-i facă această cerere la Iisus împreună cu mama lor. De ce? Erau băieții mamei. Soția lui Zebedei, probabil că ea se numea Salome și apare menționată în Biblie de câteva ori, este dintre femeile care urmau pe Iisus. Salome era mamă de băieți și ținea la băieții ei. Și pentru că erau încă tineri, ea vine cu băieții ei la Iisus. Nu mersi, pentru că nu erau bărbați în toată firea, cum am spune noi. Foarte interesantă povestea acestei familii. Salome, cei care au studiat Biblia, spun că ar fi fost înrăutită chiar cu Domnul Iisus Hristos. În ce fel? Salome, mama fiilor lui Zebedei, s-ar putea să fi fost sora de trup a Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că această femeie era cumva mătușa lui Iisus, iar fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, erau verișori primari, cum spunem noi, sau verișori de gradul întâi cu Iisus. Dar textul nostru ne prezintă în capitolul 4 ce? Chemarea primilor ucenici. Nu v-ați întrebat niciodată de ce Iisus când trece pe malul Mării Galilei și întâlnește pe ei într-o corabie, pe Zebedei și pe fiii lui, pe Iacov și Ioan, de ce nu îl cheamă pe Zebedei ca ucenic? De ce nu cheamă un om în toată firea matur la casa lui cu familia lui, care știa să muncească, știa o meserie, om serios? De ce nu cheamă pe el? Nu de astfel de oameni e nevoie? Îi cheamă pe fiul lui. Niște tineri. Adolescenți. De ce? Pentru că ei puteau să plece de acasă, puteau să-L urmeze pe Iisus 3 ani de zile prin țară, pentru că erau dispuși ca să învețe ceea ce vrea Iisus să-i învețe. Aveau energie, aveau forța fizică necesară ca să călătorească foarte mult, să călătorea pe jos în vremea respectivă. Iisus nu-L cheamă pe Zebedei, ci cheamă pe fiul lui. Cum pregătim, dragii mei, următoarea generație pentru a trăi în lumea asta păcătoasă și pentru a se implica în lucrare? Și vin cu 3 întrebări scurte în această dimineață. Îi învățăm o meserie sau învățăm să urmeze pe Iisus? Zebedei învăța pe fiul lui o meserie. Spune Scriptura foarte clar că erau pescari. Cei care trăiau în Capernaum, de unde erau cei doi frați, fiul lui Zebedei, trăiau din pescuit. Asta făceau oamenii din zonă. Și Zebedei avea, dacă vreți, o mică afacere, era un mic om de afacere. Avea o corabia lui, cu fiul lui avea un fel de firmă în termenii noștri, câștigau mai bine decât câștigau țăranii din Iudeea în acea perioadă a vremii. O duceau bine. Și Zebedei era împreună cu fiii săi și ce făcea? Îi învăța o meserie. Vrea ca să le ofere un viitor și să n-aibă probleme financiare în viitor. Și probabil că acești doi băieți peste câțiva ani ar fi urmat să preia afacerea familiei. Dar trece Iisus pe acolo și îi cheamă. Și Zebedei, dragii mei, este un om înțelept. Zebedei nu-i oprește. Zebedei nu ne spune, măi, stați că n-am discutat încă, mergem acasă, vorbim cu maică-ta, că dacă nu vorbim cu ea o să avem probleme. Ce facem cu afacerea? Mă stați aici, trebuie să reparăm rejdele, eu trebuie să mă duc la pescuit, nu mai avem bani, trebuie să plătim impozitele. Zebedei nu spune nimica, ci lasă să plece. Îi spune Scriptura că îndată, imediat ce Iisus i-a chemat, au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după Iisus. Zebedei, dragii mei, a fost un om înțelept. Și-a dat seama că asta e șansa vieții fiilor lui ca să primească o educație pe calea Domnului. Era șansa vieții fiilor lui ca un învățător, un rabin ca și Iisus, să îi ia de tineri, să-i învețe ascultarea de Dumnezeu și calea Domnului. Zebedei pune în cântar șansa lor de a le da mai departe afacerea familiei și de a le da un roș, a le da o pâine și pune în balanță chemarea lui Iisus de a deveni niște oameni care să slujească. Și Iisus spune, veniți după mine, și Zebedei îi lasă să plece. Un om înțelept, care înțelege că este mai important pentru un tânăr, pentru adolescent, să-L urmeze pe Iisus cu toată inima lui, cu toată viața lui, cu toată puterea, energia lui, decât să înveți o meserie sau să preia o afacere. Dragii mei, chemarea pe care Iisus ne-o face de a fi ucenicii săi pentru toți este foarte importantă. Este mai importantă decât meseria noastră, e mai importantă decât cariera noastră, e mai importantă decât am putea agonisi într-o viață muncind 1, 2 sau mai multe joburi, cum se practică în ziua de astăzi. Și Zebedei înțelege lucrul acesta. Cum pregătim generația următoare pentru lumea în care trăiesc și pentru a lucra pentru Domnul? Îi învățăm să-L urmeze pe Domnul și, în primul rând, o meserie. Și apoi, ce facem? Îi învățăm oportunismul sau credința? Îi învățăm să fie oportuniști sau îi învățăm să creadă în Iisus care îi cheamă? Și acum mergem la al doilea pasaj pe care l-am citit din Matei, capitolul 20. Suntem în ultima săptămână a Domnului Iisus Hristos, aproape în ultima săptămână, Iisus se îndreaptă către Ierusalim și Iisus ia deoparte pe ucenicii săi, pe cei 12, și îi spune că urmează să fie dat în mâinile preoților, celor mai de seamă, cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte, îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocurească, să-l bată, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Și în clipa următoare ne spune că atunci mama fiilor lui Zebedei, probabil Salome se numea, s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, așa aproape de ea, și Iisus o întreabă ce vrei. Poruncește, a zis ea, după ce ei s-a închinat lui Iisus, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Ei parcă nu aud că pentru Iisus urmează o perioadă de mari încercări. Nu sunt atenți să vadă că Iisus merge la Ierusalim ca să pătimească, să sufere, să moară. Ea se gândește la un singur lucru. Dacă Iisus merge la Ierusalim, înseamnă că este Mesia, și dacă este Mesia, înseamnă că o să se lupte cu romanii, dacă se luptă cu romanii, înseamnă că o să biruiască, biruind înseamnă că o să fie o nouă împărăție și vreau ca fiii mei să fie miniștri. Unul la dreapta și altul la stânga. Politicieni de carieră în noua împărăție a lui Mesia, în noul stat mesianic stabilit în Ierusalim, datorită lui Iisus, care este fiul lui David și care o să fie aclamat Asta vede ea. O oportunitate. Și apoi spune Scriptura mai departe ce fac ceilalți ucenici, ceilalți 10. Când au auzit cei 10, ce-au făcut? S-au mâniat pe cei doi frați. De ce? Că nu le-a venit ideea mai repede și lor, nu? Toți ar fi vrut să stea la dreapta și la stânga lui Iisus ca miniștri, ca politicieni de carieră. Dar Iisus vrea să învețe credința, nu oportunismul. Salome, mama fiilor lui Zebedei, a văzut o oportunitate în treaba asta. Dacă vă uitați cu atenție în pasajul nostru, pastorul, Iisus le vorbește despre ce aici? Iisus le vorbește în mod anticipat despre mesajul Evangheliei. Iisus le vorbește despre drumul său la Ierusalim, unde va fi răstignit și apoi va învia. Ăsta e mesajul Evangheliei. Iisus se ia deoparte și le spune ceea ce urmează eu să fac, e foarte important și vă spun și vouă, voi merge la Ierusalim, voi fi prins, voi fi batjocorit, răstignit, dar voi învia. Ăsta e mesajul Evangheliei. Și nici măcar nu-l bagă în seamă. Pentru că mama fiilor lui Zebedei vedea o oportunitate de carieră politică în împărăția mesianică. Dar Iisus vrea să-i învețe credința. Ceea ce e foarte de apreciat totuși această femeie la mama acestor doi băieți este că această femeie, din dragoste pentru copiii ei, îl lasă și ea pe Zebedei acasă și merge cu Iisus. Asta se întâmplă de multe ori, dragii mei, în prezent în bisericile noastre. Sunt mulți copii care își duc părinții la biserică. Și părinții vin după ei. Salome face la fel. Eu chemat Iisus pe Iacov și pe Ioan, vin și eu, Doamne, și sigur o să-ți fiu de folos. Și asta între femeile care urmează pe Iisus, ca să fie aproape de băieții ei. Ea se gândește la oportunități. Iisus se gândește la credință. Ce învățăm pe tinerii noștri? Oportunismul sau încrederea în Domnul Iisus Hristos? Iisus pune accent, dragii, pe mesajul Evangheliei. Și asta le prezintă. Și nu sunt atenți. De aceea vă provoc ori de câte ori ne strângem împreună la închinare. Ori de câte ori cântăm, Domnul, ori de câte ori ne rugăm, ori de câte ori ne strângem și ascultăm cuvântul Domnului, să reușim să avem în fața noastră mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Este mesajul împăcării noastre cu Dumnezeu. Este mesajul împăcării oricărei generații cu Dumnezeu. Apostolul Pavel prezintă foarte bine și foarte succint în 1 Corinteni, capitolul 15, în care spune că Hristos a fost răstignit, îngropat și apoi a înviat. De ce? Pentru păcatele noastre, ca să ne împace cu Dumnezeu. Slăvit să fie pentru aceasta. Ăsta e cel mai important mesaj. Mai important decât meseria, cariera, oportunismul, oportunitățile, mai important decât orice este credința în mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și Iisus asta vrea să învețe pe ucenicii săi, chiar în drum spre Ierusalim, către patimile sale. Și apoi un ultim lucru. Ne pregătim următoarea generație pentru a trăi în lume și pentru a se implica în lucrul Domnului. Îi învățăm oare valorile lumii sau învățăm slujirea adevărată? Învățăm valorile lumii sau slujirea? Ce le răspunde Iisus? Tot în capitolul 20. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Evident că știau. De unde știau? Erau ei sub stăpânire romană. Cineva venea de la Roma ca să le dicteze ce să facă la Paște în Ierusalim. De aceea era Pilat acolo la fiecare sărbătoare, ca să le spună ce să facă. Știau ce înseamnă stăpânirea. Și Iisus le spune în 26, între voi să nu fie așa. Celor care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Celor care va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie rob. Iisus spune, cei care vreți să veniți după mine, cei care vreți să fiți ucenicii mei, cei care vreți să învățați de la mine ce înseamnă credincioșia, ce înseamnă ascultarea chemării, ce înseamnă slujirea, nu puteți să gândiți în felul lumii. Lumea așa gândește. Lumea gândește că trebuie să domini, să stăpânești, să-ți impui punctul de vedere, să te afirmi. Lumea vorbește despre mândrie, orgoliu, inflexibilitate. Asta e modelul lumii. Dar Iisus spune, între voi să nu fie aceea, ci vrei să fii primul, atunci slujește. Vrei să fii cel mai mare, arată că ai calități de slujitor, chiar de rob dacă ai nevoie. Asta duce împărăția lui Dumnezeu și valorile împărăției lui Hristos până la urmă. De aceea învățăm pe cei care vin după noi valorile lumii sau învățăm slujirea adevărată. Și de multe ori, dragii mei, din nefericire, venim în biserică cu aceste valori pe care le luăm fără să gândim, fără să filtrăm din lumea noastră. Dar în împărăția lui Iisus nu este loc pentru mândrie, orgolii, frecușuri, supărări, încăpățânări și alte lucruri de felul acesta. Ei s-au mâniat pe cei doi frați. De ce? Că toți gândeau la fel, în felul lumii. De aceea Iisus îi corectează, între voi să nu fie așa. Pentru că nu e asta calea pe care eu am mers și vi-o arat. Și concluzia lui Iisus este foarte simplă. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața de răscumpărare pentru mulți. Vreți să fiți miniștri în împărăția mea, le spune Iisus, vreți să fiți la dreapta și la stânga mea, atunci trebuie să slujiți cum am slujit eu. Învățăm, dragii mei, pe cei care vin după noi slujirea sau învățăm că trebuie să fie slujiți? Că cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți ca să fim slujiți. Nu să slujim. Și cei care vin după noi învață asta. Dacă noi slujim, ei învață să slujească. Dacă vrem doar să fim slujiți, asta o să învețe și ei, doar să fie slujiți. Dar Iisus spune negru pe alb. Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața de răscumpărare pentru mulți. De aceea, dragii mei, ne întâlnim și cu tinerii, și cu adolescenții, și cu copiii, și cu familiile tinere, în speranța că toți învățăm modelul Domnului Iisus Hristos de slujire. Slăvit să fie în vecii vecilor pentru aceasta. Pentru că la aceasta suntem chemați. Și ca să nu rămânem cu o imagine proastă despre mama acestor doi băieți, a lui Iacov și Ioan, despre Salome, soția lui Zebedei, o mai întâlnim în Evanghelie într-un loc. Uitați-vă cu mine la finalul Evangheliei, în capitolul 27. O întâlnim la finalul slujirii Domnului Iisus Hristos la cruce și spune Matei în capitolul 27 cu 55 că acolo la cruce erau multe femei care priveau de departe, ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. La cruce este mama fiilor lui Zebedei. Și acum femeia aceasta care n-a băgat în seamă ceea ce a spus Iisus când era întors pe Ierusalim, când le-a spus că trebuie să meargă să fie răstignit, să moară, să învieze, acum această femeie, chiar dacă stătea puțin mai departe, stătea față în față cu această imagine a mesajului Evangheliei, Iisus Hristos răstignit și murind, ca apoi să învieze, ca să ne împace cu Dumnezeu. Femeia aceasta care n-a fost atentă la mesajul lui Iisus și se gândea cum să-i facă pe băieții ei, oameni realizați, acum stă față în față, singură, fără ei, pentru că toți erau speriați și plecați, erau tineri, vă dați seama că le-a fost frică de romani, nu? Dar femeia asta stă acolo cu alte femei, cu alte mame și îl văd pe Iisus murind pe cruce și văd pe viu mesajul Evangheliei care aduce mântuire până în ziua de astăzi. De ce? Pentru că e cel mai important mesaj cu putință. Mesajul acesta trebuie să ajungă la orice generație și la generația care este aici împreună cu noi în biserică și care vine după noi. Mesajul acesta este veșnic și triumfător, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Este foarte important. Așa, frate Daniel Maia, și ultima predică, duminica trecută, a citit din cuvintele Apostolului Pavel către Timotei, 2 Timotei, capitolul 2. Tu, dar, copilul meu, îi spune Pavel lui Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Fratele Daniel a numărat aici 4 generații de creștini. 4 generații de creștini. Pavel care îl învață pe Timotei, Timotei care învață pe alții și acești alții să ducă mai departe mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Credința nu se sfârșește cu noi și cu generația noastră. Credința merge mai departe în generație. În generație important este dacă noi ne implicăm în a pregăti următoarele generații ca să slujească pe Dumnezeu, să facă față lumii dificile în care vor trăi. Asta e chemarea noastră, să-i pregătim pe ei. Și chemarea lor, urmându-L pe Domnul, este să se pregătească pe alții. Ca toți să putem să stăm, ca Salome, la crucea Domnului Iisus Hristos, crezând în moartea și în învierea Lui. Pentru că ăsta e mesajul de care are nevoie fiecare generație. Domnul să fie slăvit. Amin.